Cel mai mare proiect european care va uni Valea Jiului de la est la vest printr-o linie verde de transport în comun se apropie de partea vizibilă, respectiv cea de implementare. Acum se fac ultimele verificări, iar în maximum trei luni se va putea organiza licitația pentru partea de infrastructură. Acest proiect a demarat în cursul anului trecut. Suntem în ultima fază de verificări a proiectului. Sperăm ca maxim 2-3 luni de zile să facem licitația pentru prima parte a acestui proiect și anume infrastructura care trebuie realizată, care constă în drumuri, stații de a cetățenilor și oprirea autobuzelor, staționarul de la Lonea, cu încărcarea bateriilor, staționarul de la uricani cu încărcare și depoul de la vulcan. A doua fază va fi uh, utilajul, propriu-zis, autobuzele pe care trebuie să le uh, licităm. Prima etapă, cea de implementare, trebuie finalizată până în iarnă, urmând ca apoi să urmeze achiziționarea autobuzelor electrice. Sperăm că acest proiect va intra în linie dreaptă începând din acest an și să îl finalizăm anul viitor până în vară să fie finalizat acest mare proiect și important în același timp a Văijiului în care suntem implicați, toate, sunt implicate toate primăriile și Consiliul Județean. Proiectul cu finanțare europeană Green Line trebuie finalizat până în decembrie 2020, dată după care navetiștii, elevii, turiștii și nu numai vor putea circula fără să mai fie nevoiți să schimbe autobuzul.